Bun. Ca să începem să lucrăm, în primul rând va trebui să deschideți Adobe InDesign, nu contează foarte mult ce versiune aveți, mai problema este la deschiderea unor fișiere mai noi decât versiunea pe care o aveți. Când creați un document nou, nu este nicio problemă. Ar trebui să-l aveți în meniu de start dacă este instalat Adobe InDesign sau într-un folder care se numește Adobe Master Collection sau ceva de genul ăsta în funcție de versiunea programului, unde găsiți softul, drumul și la pe ecranul de deschidere avem deja opțiunea de a crea documente noi, fie putem să folosim un template de aici sau să dăm custom size pentru a insera noi valorile pe care le vrem, putem să dăm create new din butonul de aici, dacă ecranul vostru de început diferă, în orice versiune de InDesign veți găsi în meniu File, New, Document. Toate aceste trei opțiuni ne duc în același loc, la fereastra de creat Documente Noi, care, din nou, va fi diferită de la uh, versiune la versiune, dar în ultimele, zicem, patru, de, de cel puțin patru ani încoace, cred, uh, e acest format de fereastră și oricum opțiunile sunt aceleași chiar dacă nu aveți partea asta mare cu șabloane. Deci, cum ziceam, avem în partea dreaptă, majoritatea ferestrei ne ocupa o parte cu șabloane de unde putem să ne alegem uh, fișiere goale, gata, dimensionate sau șabloane care au deja conținut ca să le personalizăm, dar asta pe noi nu ne va interesa deloc în acest curs sau putem să creăm un șablon nou introducând aici valorile de care avem nevoie sau pur și simplu un document nou. Pentru dimensiuni standard, putem să mergem la print, de exemplu, și vedeți, avem aici dimensiunile standard americane, dacă dăm view All presets, avem și dimensiunile standard pentru restul lumii, o pagină A3, A4, de exemplu. Um, din nou, pentru noi astea nu vor fi foarte relevante pentru că nu este recomandat și dezirabil să să creăm publicații pe, dimensiuni stand, pe aceste dimensiuni standard care sunt folosite pentru documente comune. De asemenea, avem uh, șabloane pentru web și pentru telefoane mobile, dar InDesign-ul nu este cel mai potrivit soft pentru așa ceva. -ă, diferența principală este unitatea de măsură care este în pixel la web și mobil și în diferite alte unități de măsură la print. Noi o să creăm un document nou cu dimensiuni adaptate pentru ce avem noi nevoie. Primul rând vă recomand să schimbați unitatea de măsură de aici în milimetri. Și dacă nu o schimbați, dacă de exemplu las PyCAS, care este o unitate de măsură tipografică, pot să scriu aici 280 mm și în design va înțelege că vreau milimetri, dar îmi convertește în unitatea de măsură care este selectată aici, cu care vom, vom lucra în document. Așa că, pentru familiaritate, cel puțin în acest moment, da, să punem milimetri la width, la, adică la lățime, și 385 de milimetri la înălțime de aici, de la orientation, putem să schimbăm lățimea și înălțimea între ele, să avem o pagină pe înalt sau pe lat. Ne trebuie o pagină pe înalt, net deci portrait. Avem nevoie de o singură pagină. De aici putem să creăm documente cu mai multe pagini. Dacă scriu 4, de exemplu, vor apărea 4 pagini dar astea se pot adăuga și ulterior, numărul de început al paginii, dacă se înceapă de la pagina 1, de la pagina 2, de la pagina oricât vrem noi, în caz că, de exemplu, facem mai multe documente pe care le legăm la sfârșit, facem coperta separat, facem caiete diferite care sunt tipărite pe hârtie diferită, dar vrem să continue numărătarea paginilor, putem să începem uh, numerotarea de la ce număr vrem noi. Uh, deocamdată de bifați facing pages și primary text frames vă va explica Flavia ce înseamnă asta și după cum ați văzut avem nevoie de 6 coloane column gutter este spațiul dintre coloane în acest caz este 8 mm și marginile o să bifez aici preview să vedem documentul înainte să fie chiar creat deci, vedeți, avem deja 6 coloane, spațiu de 8 mm între coloane. Marginile sunt zonele astea din afara zonei active unde punem imagini și text în mod normal. Uh, pentru documentul nostru trebuie să fie 5 mm și, vedeți, în momentul în care schimb o valoare, se schimbă toate simultan. Dacă vrem să o modificăm pe una separat, și noi aici vom vrea să avem în partea de jos, bottom mai mult, apăsăm pe butonul ăsta cu un lănțișor care se rupe în momentul în care apăsăm pe el și atunci valorile nu mai sunt legate între ele, putem să schimbăm la bottom, la marginea de jos, în 10 mm și veți vedea, așa veți vedea că este de două ori mai mare decât celelalte. Cam atât avem nevoie pentru documentul nostru nou de aici, rândurile nu le putem crea direct în, din această fereastră. Se creează pe fiecare pagină în parte sau în tot documentul după ce documentul a fost creat. Deci, dacă vrem să salvăm acest șablon, noi nu o să avem nevoie, dar pentru că facem doar acest document, dar dacă este, sunt niște valori pe care le folosim în mod repetat, putem să zicem aici template dilema și sau așa, template dilema și să-l salvăm și cum va apărea aici, putem să-l folosim de fiecare dată când avem nevoie sau să dăm pe coșul de noi să-l ștergem. Voi da create, și aici avem documentul nostru nou. Avem aici documentul nostru gol pentru a crea și rândurile de care avem nevoie ca să ne putem plasa mai cu precizie elementele. Mergem la layout, create guides, și de aici putem să creăm rânduri și coloane în plus sau pe lângă adiacente să vină în completarea structurii pe care o avem deja. Noi avem nevoie doar de rânduri aici, 11 rânduri și spațiu dintre ele de 5 mm. Fit Guides to Margins înseamnă că rândurile se vor, vor fi calculate în funcție de margini, deci în spațiu dintre margini, nu luând în considerare toată pagina. Vedeți că se mișcă un pic dacă schimbați între page și margins, noi margins avem nevoie să păstrăm aici. Dacă nu vedeți ce se întâmplă în timp ce faceți modificările aici, bifați preview și InDesign vă va arăta ce urmează să facă. Dați OK și acesta este fișierul pe care vom lucra în continuare.